Bună ziua, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii La Subiect. Vă reamintesc că în fiecare zi ne puteți urmări live și pe pagina noastră de Facebook 1TV, dar și pe canalul nostru de YouTube 1TV. Așadar, dacă nu sunteți în fața micilor ecrane, ne puteți urmări fie de pe telefon, laptop sau orice alt gadget pe care îl aveți la îndemână. Astăzi vom discuta despre proiectele din Comuna Luncoiu de Jos. Ce-i drept, o lungă perioadă de timp nu l-am mai avut invitat alături de noi pe primarul acestei comune, dar astăzi l-am prins și o să încercăm să aflăm cât mai multe lucruri despre proiectele pe care le are în derulare în prezent în Comuna Luncoiu de Jos, dar și cele viitoare. Vom vorbi și despre proiecte europene, cât de ușor sau cât de dificil este să ajungi să scrii, să ajungi să implementezi un astfel de proiect pe fonduri europene, pentru că știm în multe dintre comunitățile rurale din România, aceste proiecte vin așa mai greoi, dacă putem spune, pentru că sunt destul de multe condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Vom vedea dacă este chiar atât de dificil sau nu să ajungi să ai și un astfel de proiect pe fonduri europene, pentru că știm din bugetul propriu al unei primării este destul de dificil să, ca primarii să realizeze prea multe proiecte benefice pentru comunitățile pe care le reprezintă. Așadar, astăzi alături de noi îl avem pe primarul Comunei Luncoiu de Jos, domnul Călin Tot. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua și bună ziua tuturor celor care ne privesc. V-am invitat astăzi pentru că, așa cum spuneam puțin mai devreme, această perioadă de fapt este una destul de zbuciumată și din punct de vedere politic și din punct de vedere al proiectelor. Parcă stăm așa pe o instabilitate permanentă și vrem sau nu să credem, politica, administrația se îmbină la un moment dat. Iar în această perioadă, așa cum spuneam, se duc tot felul de lupte și politice și guvernamentale și nu numai la nivelul acestei țări. Am mai discutat și săptămânile trecute și cu reprezentanții din Parlamentul European care spuneau cum suntem noi priviți în această perioadă din cauza acestor conflicte politice. Și lucrurile nu sunt chiar așa de roz pe cum ne-am dorit noi să le credem. Cât de mult afectează aceste probleme, aceste crize politice și guvernamentale o comunitate precum Luncoiu de Jos? Ei, luptele politice se duc unde trebuie să se ducă. În comuna noastră, singura luptă e lupta cu proiectele să le putem implementa în cele mai bune condiții. Nu cred că pe noi în comunitate ne afectează lupta politică. Nu cred, cel puțin pe noi ca și oameni de administrație. Nu ne afectează. Noi avem o luptă continuă cu proiectele pe drumuri, cu proiectele cu școala, cu gazul, cu apa. Pentru aia suntem noi acolo la nivel de comune, primarii de comune, ca să creăm bunăstare cetățenilor. Ei, acum, politic, ce pot să vă spun? Sunteți și un om politic până suntem, la urmă, da, pentru și că ați fost ales din partea Partidului Național Liberal pe așa această este, funcție așa și este. Funcție pe care o dețineți de câteva mandate bune. Mandatul numărul 4. Iată, mandatul numărul 4 în Comuna Luncoiu de Jos. Deja cam știți toate lucrurile care se întâmplă și toate aceste jocuri politice până la urmă, dar spuneați puțin mai devreme că practic nu vă lăsați prea influențat de ce se întâmplă la nivel central, cel puțin în această sferă a politicului și vă axați mai mult pe proiecte, ce v-au trimis de fapt oamenii în această funcție. Oamenii la țară în special și cred că și la orașe și municipii nu aleg alți oameni pentru ca să îi vadă îmbrăcați cu un fel de culori politice și așa mai departe. Eu cred că oamenii sunt aleși pentru ceea ce fac și pentru ceea ce pot să facă și ce vor să facă. Și eu consider că în Luncoi pentru asta am fost aleși, atât eu cât și echipa mea, să ne facem treaba așa cum am promis și în toate campaniile electorale, să aducem bunăstare cetățenilor și implicit să dezvoltăm comunitatea, pentru că probabil știți că Luncoiu este o comună destul de bine amplasată și foarte frumoasă din punct de vedere geografic și atunci trebuie noi să muncim fructificați. Să fructificăm și să oferim utilitățile de care oamenii au atâta nevoie.
Ați reușit în cele 3 mandate și aproape 4 mandate să realizați aceste lucruri, aceste proiecte, pentru că acum se tot vorbește de proiecte și pe acest Angel Salini, și pe PNRR și tot felul de astfel de proiecte grandioase, benefice până la urmă, ar trebui, sau cel puțin pe hârtie așa arată că sunt unele destul de bine structurate, dar suntem așa cam în antiteză ce se întâmplă în unele localități din județul Hunedoara, din țară, de fapt, unde nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem asfalt, nu avem energie electrică, nu avem atât și atât de multe lucruri, dar în egală măsură vorbim de digitalizare, vorbim de energie verde, vorbim de proiecte care și acestea țin de secolul 21 până la urmă. Eu cred că aici avem noi o problemă ca și țară. Probabil nu știm foarte bine să explicăm celor de afară cu care suntem parteneri că, de fapt, noi n-am făcut încă lucrurile esențiale și lucrurile care... Vă dau exemplu, în Coiul de Jos, noi nu avem apă și nici canal. Proiectul nostru este prins pe POIM cu... împreună cu alte comune. Nu avem apă, nu avem canal. La drumul nu stăm prost, lucrăm pe drumul și acum, avem proiect în desfășurare, dar nu avem apă și canal. Și eu vă spun că povestea apei în Uncoi mi-e o piață de moară. Adică... De ce acest lucru? Pentru că 90% din oameni vor apă. Și în campania din 2020, când am trecut aproape pe la fiecare cetățean pe la poartă, mi s-a cerut apă. Lumea nu știe că proiectul nu derulez eu. Lumea n-are de unde să știe. Sau cine știe... Lumea are încredere, adică îi cere primarului, da? Ei, acum eu sunt într-o nebuloasă, să zic așa, nu știu dacă proiectul cu apa... Ați discutat de apa cu cei de la APA Prod despre discuțiile acest subiect? Discuțiile sunt, dar sunt discuții și pur și simplu discuții. Ei, eu acum, împreună cu echipa din primărie, vrem să implementăm separat de acest mega proiect care nu mai merge. Sau... Credeți că nu va mai avea o finalitate acest proiect? Nu știu, sau dacă proiect va avea când. Cât mai pot oamenii aștepta? Această întrebare ar trebui să o adresați celor de la APA Prod. Ați primit un răspuns? Am primit un răspuns că proiectul este în evaluare și tot în evaluare și așa mai departe. Dar oamenii, vă dați seama, mai ales în perioada de secetă, e greu. Asta de cât timp, de câți ani se întâmplă aceste promisiuni și aceste discuții pe care suntem, le purtați cu suntem ei? Plecă de vreo 7-8 ani membri în acest ADI cu apa, în care plătim și o cotizație și noi nu avem o picătură de apă în rețea. Că nu avem rețea, de deci, fapt. Practic, aruncați niște bani așa. Ce să mai zic? Noi acum chiar am demarat un proiect de apă separat. Încercăm să-l facem. Nu știu, apă menajeră, să găsim surse, captări, forări, captări de râuri. Trebuie să ne mișcăm. Adică nu pot să stau... Sunt de la al patrulea mandat și tot să aștept așa. Doamne, iartă-mă! Acest lucru... Apa, facem digitalizare. Exact, și nu avem, minimul de confort și apă. De... Atâta timp cât funcționează la Zdrapțin cu Comuna Crișcior, stația de apă care cred că funcționează la 20% din capacitate, ar putea să... Dar și avem și în Comuna Crișcior, știu că a fost și este, cred că, aceeași problemă. Da, gândiți-vă că stația de apă e în Comuna Crișcior, în satul Zdrapți. Și Zdrapți nu are apă. Nu are apă Tomești, problemă. Comuna Tomești, nu are apă Comuna Ribița, nu are apă Comuna Vălișoara, nu are apă parte din Comuna Băița. Deci toți avem problemele astea, cel puțin vorbesc de primare din Țara Zarandului. Și trebuie să mișcăm cumva lucrurile. Doamne, iartă-mă, e apă, nu... cere nimeni, vorba dumneavoastră, facem digitalizare, energii verzi, temir, ceea ce nu este deloc greșit pentru secolul 21, dar trebuie să ridicăm totuși nivelul de trai al oamenilor. Noi am sărit așa o etapă foarte importantă, adică lucrurile uzuale și normale într-o comunitate, orice comunitate dezvoltată din lumea asta, apa, canalul, drumurile, școlile, căminele și după aia ne gândim la a face... Adică noi punem cumva căruța în fața boilor sau ce facem? Simțiți că se întâmplă acest lucru? Simt pe pielea mea. Simt pe pielea mea. Adică sărim niște etape necesare, adică dezvoltarea unei comunități înseamnă utilități
de care au nevoie și oamenii, și cei care vor să vină în zonă, și investitorii. Adică îți trebuie apă, îți trebuie o rețea de gaz, îți trebuie drumuri, deci îți trebuie infrastructură. Câte aveți din toate enumerate de dumneavoastră acum? Apă, gaz, canalizare, deci, drumuri asfaltate? La drumuri, încă o dată vă spun, nu stăm prost, pentru că am făcut proiecte. Har Domnule, avem proiect pe PNDL, avem avut proiect pe fonduri europene, mai avem un proiect care îl depunem acum, doar că nu știu cum îl depunem. De ce? Pentru că pe Angel Salinii trebuie să ai apă și canal și ca să poți să faci și drumuri. Și atunci ce facem? Ne întoarcem 30 de ani înapoi? Am făcut demersurile necesare spre guvern și am întrebat, oameni buni, voi cum gândiți lucrurile astea? Deci dacă ai drumurile acelea asfaltate, cel puțin acum așa spune, cel puțin așa spune ordonanța acum. Accesezi fonduri și pentru... Nu, ai prioritate la accesare de fonduri pentru drumuri dacă ai apă și canal. Păi și cine n-are apă și canal nu mai face drumuri? Și nu este prevăzut. Ei, se va modifica, se va modifica, pentru că altfel nu va fi bine. Ei, numai un cuie este în situația asta. Bun, am înțeles logica. Logica e, îți dau bani să faci drumuri și după aia vii și spargi drumurile ca să bagi apa. Dar haideți să le facem în concordanță cumva, adică să le gândim. Nu sunt eu de vină. Nu sunt eu de vină sau lungpoienii sau că nu au apă, pentru că proiectul nu e la noi astăzi. Noi am avut mare încredere în proiectul ăsta. Cred că și eu și toți cei care, mare parte din județul ăsta, din comunele și chiar orașele din județul ăsta, au avut mare încredere că în mega proiectul ăsta de milioane de euro o să beneficiem și noi într-un cât mai scurt timp de apă. Cel puțin de apă în prima fază, nu? Apă. Și acest proiect de introducere a apei, fie menajere, fie cum veți putea găsi soluții, veți, nu știu, pe fonduri proprii? Pe Angel Salini. Deci da, Angel există Salini, există pe Angel Salini, există axe pentru apă și canal. Și noi facem proiectul acum separat de proiectul celorlalți și încercăm să-l implementăm. Puteți să ieșiți din acel ADI? Nu-i văd, dacă, nu-i mai văd dacă, logica atunci. Păi, dacă... păi, da, dacă, păi, de asta zic că noi încercăm și altă variantă, pentru că nu putem să tot așteptăm, ca și fata mare la măritat, tot așteptăm. Adică noi încercăm, adică nu încercăm, deja am demarat studiul pentru proiectul ăsta, al nostru, strict al Uncoiului. Ei, dacă ăsta merge bine, atunci categoric că vom ieși din acest ADI. Trebuie să vă mișcați, cred că, destul de repede cu acest proiect, să puteți să-l depuneți ca să... Păi, în situația asta sunt eu, care deja ne-am apucat să facem proiectul, este Comuna Ilia, chiar am vorbit el cu primarul de acolo, și el face proiect, și Crișciorul va face proiect. Deci tot încercăm altceva, adică dacă știți cum e, când vezi că nu funcționează, pe ce să facem? Și în ceea ce privește canalizarea? Păi noi facem apă și canal acum. Deci acum. Și ambele, da, ambele rețele. Da. Pentru că pe Angel Salini așa se finanțează apă și canal împreună. Foarte bine. Doamne ajută. Da, doar că iată, cu acești bani sau prin acest mare proiect, program național Angel Salini, puteați să accesați bani pentru alte lucruri acum și păi, noi nu mai discutam de faptul că nu există apă Angel și canalizare. Salini, noi ne-am axat acum pe două proiecte. Proiectul de apă și canal și proiectul de drumuri, la care nu renunțăm. Deci la care nu vom renunța. Noi avem încă un proiect de drumuri de vreo 8 km de drumuri pregătit, cu tot făcut și inclusiv proiect tehnic, tot. E pregătit numai să intre pe linie dreaptă. Adică noi proiectele avem pregătite. Așa cum avem proiect pregătit pentru gaz, depus de anul trecut. Da, cred că pe la mijlocul, sfârșitul lunii decembrie anului trecut. La sfârșitul lunii decembrie l-am depus. A fost așa totul pe repede, înainte să finalizați cât de repede. Am făcut o asociere cu două comune vecine, cu Vălișoara și Băița, și am depus proiectul. Acum, să sperăm că merge și asta. Da, și în ceea ce privește această rețea de introducere a gazelor naturale, din nou este o întârziere destul de mare și știu că am mai discutat și cu alți primari care de asemenea s-au asociat tocmai pentru că le era foarte greu să poată accesa un astfel de proiect de unii singuri, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni, sunt proiecte care nu se pliază pe unele comunități, mai ales din mediul rural, care au, nu știu, câteva sute poate de locuitori și nu este greu să acceseze astfel de fonduri.
Și la fel îmi spuneau că așteaptă, în continuare așteaptă un răspuns, să vadă dacă într-adevăr va primi finanțarea acest proiect sau nu, în toate comunitățile unde proiectul a fost depus. Noi nu ne plângem. Și tot așteptăm. Deci eu n-am venit, eu nu sunt omul care să mă plâng. Eu sunt omul care m-am nimerit cu voia lui Dumnezeu și a oamenilor să fiu reprezentantul comunității în locul de jos. Trebuie să găsesc soluții acolo. Și eu trebuie să găsesc soluțiile pentru ca lucrurile să meargă înainte. Punct. Asta și în ceea ce privește acest proiect de introducere a gazelor naturale, ați mai primit vreun răspuns? Mai aveți vreun semnal? Da, am primit și aviz. Deci lucrurile merg bine. Deci sunt șanse mari. Sunt șanse în funcție de finanțare care nu știm exact dacă va acoperi multitudinea de proiecte depuse de către toți din țară. Dacă nu vă luptați doar aici în județul Hunedoara. Dar avem o altă, și pentru el avem, avem o variantă, fiecare comună are o variantă, dacă nu merge pe asocierile astea pe care le-am făcut și nu sunt bani necesari, tot pe Angel Salim există axa și îl depune și pe ăsta. Deci noi ne punem mari speranțe în acest proiect, mega proiect, zic eu, cu Angel Salim care a apărut acum. Noi toți ne punem mari speranțe, pentru că la cum sună, ar trebui cam câțiva ani de zile să ne facem targetul de investiții pe care ni l-am preconizat. Să sperăm că va fi bine. Să sperăm că totul va fi bine. Bun. Apă, canalizare, gaz, acestea ar fi proiectele pe care, dacă nu le veți obține așa cum ați demarat, de fapt, aveți variantă de avarie, să spunem, acest program național Angel Salini, pe care sunteți pregătiți să-l atacați și să obțineți, probabil, și finanțare pentru realizarea acestor proiecte. Îmi spuneați și despre drumuri. Avem câteva imagini din comună cu drumurile pe care ați reușit să le asfaltați în această perioadă. Ca în orice alte comunități, este nevoie și cred că de fiecare dată este nevoie de investiții și reparații în drumurile comunale, în drumurile adiacente. Va să mai construiesc câteva case, probabil, și acolo oamenii solicită să le asfaltați drumurile. Iată, aici sunt în imagini, poate ne spuneți dumneavoastră de unde exact sunt aceste fotografii. Da. Sunt niște drumuri de interes local, adică fac parte dintr-un proiect de 6 km de drumuri în toate satele din comună. Deși pare puțin 6 km pentru sate, este destul de mult, pentru că sunt probabil tot felul de porțiuni de câteva sute de metri, de un kilometru. Bine, și atunci este destul acum de... Acum noi, de-a cursul anilor, am reușit să facem legătura între sate cu drumuri asfaltate, ce era... A fost una dintre promisiunile mele din 2008, de când am venit la primărie, că să conectăm satele cu drumul. Pentru că, și știți ce am observat? Am observat că automat unde apare un drum nou asfaltat, oamenii locului și mai mult decât atât, oameni din afară vin, nu mai pleacă. Pentru cât de importantă este infrastructura rutieră. Pentru că e un minim de confort și normal un drum asfaltat. Dacă omul are un drum asfaltat, omul mai are și un sistem de iluminat public bine pus la punct. Săptămâna viitoare o să schimbăm, e un proiect multianual și începe de săptămâna viitoare să schimbăm rețeaua de iluminat public cu niște lămpi cu LED mai performante, cu telegestiune, mă rog, e un proiect finanțat prin Agenția Fondului de Mediu. Telegestiune, practic, atunci când va fi identificată o problemă sau veți fi exact anunțat unde deci este e ceva zona mult respectivă. Mai modern. Am și care va semnat contractul de finanțare, mai ușura puțin factura, probabil. Și factura, da, va scădea considerabil, pentru că de asta l-am și făcut proiectul, ca să putem să... Acest proiect este pentru toată comuna? Este un proiect multianual. Finanțarea este de... Finanțarea ne satisface doar o parte din comună, cred că vreo două sate în prima fază, două, trei sate, dar este un proiect normal și noi deja am demarat și faza 2 de proiect. Deci în fiecare an veți putea accesa acest acum, proiect? Probabil veți... va fi un mic de deranj așa pentru o parte din oameni care vor vedea că într-o zonă a apărut un fel de lampă și partea cealaltă e... Dar asta e proiectul și nu.
Ideea este că nu vor rămâne... Că, nu. Ideea nu va rămâne niciun sat, practic, lumea trebuie să înțeleagă, cum le cer de fiecare dată, să înțeleagă că noi vrem să ne facem treaba cât mai bine. Asta e important și e bine că ați reușit oarecum să creați așa o conexiune între dumneavoastră și cetățenii comune pe care o reprezentați de atâția ani. Eu cred că deja... Fără această conexiune nu funcționează nimic. Adică n-aș putea să funcționez și eu ca om. Adică noi trebuie să ne aplicăm dorințelor cetățenilor. Că nu ne opoziți acolo așa... Cum ar crede unii că se întâmplă. Sunt puși acolo, oamenii stau bine mersi pe acel fotoliu de primar da, și... Nu există. Oamenii când te votează își pun mari speranțe. Deci își pun mari speranțe în tine și atunci eu nu vreau să dezamăgesc, pentru că sunt locuitorul comunei, acolo stau, acolo locuiesc, vecinii mei, prietenii mei sunt acolo și nu pot să dezamăgesc, pentru că nu-mi stă în caracter. Am asistat cu toții în săptămâna trecută la începerea noului an școlar. O nouă provocare atât în mediul urban cât și în mediul rural, pentru că tot trăim așa într-o nebuloasă din cauza acestei pandemie de coronavirus. Nu știm dacă copiii vor mai putea merge la școală în acest sistem față în față pentru prea mult timp. Vedem Deva, Hunedoara sunt deja în scenariul galben, ceea ce înseamnă că ne apropiem așa încet încet de un procent destul de mare al persoanelor infectate cu SARS-CoV-2. Până la 6 la mie, cei drept încă mai putem vorbi despre școala față în față și nu despre cea online. Care este situația în comuna Luncoiu de Jos? Deocamdată școala se face față în față. Pe noi în comunitate nu ne-a lovit așa de tare SARS-CoV-2 cât ne-a lovit proiectul cu școala pe care l-am început acum un an. Școala gimnazială. Școala gimnazială, 8. Da. E un proiect de suflet al meu, pentru că școala a fost construită prin 54 un corp și prin 60 și ceva alt corp. Era momentul să o modernizăm. Ei, am avut și o problemă cu cei care au început prima dată lucrarea, au descoperit toată școala, au lăsat lucrurile așa, mă rog. Deci prima firmă care a câștigat licitația pentru acest proiect v-a cam pus în încurcătură, așa. Bineînțeles că am fost acuzat eu, nu, adică... Și, ați reziliat atunci acel contract cu constructorul respectiv. Acum oamenii, pe tine te întreabă, ții minte că... De ce ați reziliat, practic, păi, acest... Da, oamenii n-au venit la lucru. Ați încercat să discutați cu constructorul și... Au fost tot felul de hârtii făcute și tot felul de... Și până la urmă... Și care a fost motivul pentru care nu au mai venit? Nu au avut posibilitatea să mai lucreze. Aveau prea multe lucrări? Nu știu. M-am trezit într-o una dintre zile cu un singur om. În condițiile în care vinerea mi se promitea că vin 17 oameni la lucru. Și luni au venit un singur om. Ei. A durat această... A durat, pentru că a durat, na. A durat, dar important e acum că lucrurile merg bine. Și s-a făcut o nouă licitație. S-a recâștigat. Aveți acolo un alt constructor. Un alt constructor care lucră foarte bine. Deci am văzut, are și echipă bună. Se lucrează. Și pe vreme bună și pe ploaie. Nu contează, dar se lucrează. Și asta e foarte bine, pentru că noi trebuie să recuperăm un handicap. Un an de zile de pauză trebuie să recuperăm. Și sper că în un an și ceva să avem o școală nouă. Ceea ce... E o mare mândrie pentru noi, ca și comunitate, să avem o școală nouă. Am învățat și eu în școala aia, acolo. Și mulți alții, și cu mulți siguranță. Alții. Și ce aveți în plan aici? Refaceți acoperișul? Va fi modernizat tot va fi modernizat. Deci va fi schimbat acoperișul, pereți izolați, tâmplărie, schimbat geamuri, uși, tot, parchet. Deci va fi, efectiv, rămân pereții care se... No. Vorbim și de dotare? Dotări, da. Bănci, noi, tot sistemul ăsta de calculatoare, proiectoare. E un proiect foarte frumos. Adică va fi o școală chiar modernă. Și... E important, pentru că și mediul rural poate avea învățământ de calitate și are învățământ de calitate. Da. Mai trebuie doar ca și dotările și mediul în care studiază elevii și predau profesorii să fie unul optim. Chiar ne-am spus părinților la începutul anului școlar, pentru că, pardon, acum copiii
Ei sunt împărțiți pe la centru de informare turistică, pe la căminul cultural, pe la dispensar. Deci ei săraci... Deci în prezent fiecare studiază în spațiile unde le-am amenajat. Da, să le amenajăm. Bine, nu sunt spații rele, adică sunt spații dotate, încălzite, cu toalete, cu tot ce trebuie, dar nu e școală. No, și chiar le-am zis părinților și copiilor de față la începutul anului școlar să fie solidari cu noi și să înțeleagă, vrem să facem o chestie frumoasă și... No, întotdeauna când lucri ceva, faci un deranj. No, dar eu zic că la sfârșit școala va fi una dintre cele mai moderne școli din zona noastră și ceea ce va fi un punct în plus pentru noi. Cât spuneați că va dura această reabilitare? Păi eu sper că într-un an jumate să terminăm. Și în acest timp elevii vor studia în locațiile... Ei, bun, un an jumate cu totul, zic eu, dar noi încercăm să dăm... Noi vrem acum ca până la sfârșitul anului să acoperim cele două... Sunt două corpuri de clădire. Noi încercăm să le acoperim pe amândouă ca să putem la iarnă să intrăm pe interioare, să lucrăm pe interioare, ca să nu... Deci tractarea cu oamenii ca să... Să finalizeze până când... Ei, și probabil că la primăvara anului viitor, măcar un corp să fie dat în folosință ca să putem să... Deja să începem școala acolo. Sunt mulți copii care învață aici? Sunt vreo 90 și... 300, da. Foarte mulți, aș putea spune, pentru că mediul rural de obicei nu mai prea sunt atât de mulți copii. Sunt... Sau aleg să părinții să-și ducă copiii la școlile din unele orașe apropiate de... Bine, acum sunt, da, părinți care își duc copiii la Brad, de exemplu, pentru că... Na. Îi duc la Brad la o grădiniță cu program prelungit, îi duc dimineața, iau la 5, ceea ce la noi nu există, ne gândim și la un proiect de... Dar aveți grădiniță? Avem. Prezent, doar că nu este cu program prelungit. Și gândiți că avem 80, nu, avem 28 de copii la grădiniță. O, dar stați bine că... cu natalitatea acolo. Ei, ne ajută. Și ne gândim și la un proiect pentru tot așa o grădiniță cu program prelungit. Pentru că... E necesar. Ați început... Așteptăm linia de finanțare. Munciți pentru acest proiect? Știm și terenul unde va fi amplasat tot în curtea. Deci ați pregătit deja în amănunt acest proiect. Mai trebuie să găsiți e necesar, și e necesar, de finanțare. Necesar, că știți cum e? Așa cum îți duci copilul la Brad cu mașina și te duci la servici, poți să-l aduci și nu în coie și să stea până la ora 5 și să-l ia. No, și la ora 5 poate să-l ia bunicul. Nu trebuie să mai mergi tu, poate. E acolo în sat. Exact, sunt multe avantaje, da. Mai ales pentru oamenii din mediul rural, care au și un loc de muncă, mai muncesc poate și prin o gradă, mai muncesc și la câmp și atunci timpul este destul de limitat. Nu, școala e importantă. Poate să se simt și mai în siguranță, știindu-și copiii mult mai aproape, exact, acasă. Exact, supravegheați, cum ar veni mai din aproape. Exact. Ei, școala, v-am zis încă o dată, e un proiect de suflet al nostru și merită școala, pentru că avem copii buni, avem profesori buni. Investiție, din câte văd, în acest sistem educațional în comună. Sunt singurele, sau mai este singura unitate de învățământ? Mai avem o școală primară în satul Podele, din păcate singura care a mai rămas neafectată de lipsa copiilor, pentru că cele două școli reabilitate mai e de mult, le-am mai reabilitat prin niște proiecțiuni mici, vorbesc de Luncoiul de Sus și Stejdele, s-au închis din lipsa copiilor, din faptul că nu mai sunt copii la școlile respective și au venit la școala de centru. Nu obligatoriu trebuie să le oportună continuarea studiilor acolo. De asta ne-am și axat ca să facem școala gimnazială așa cum trebuie, adică la standardele secolului 21, că tot discutăm despre proiecte de secol 19 și de secol 21. Iată că sunt extrem de importante aceste investiții, mai ales că așa poate reuși să păstrați și acești tineri în comună, dar pentru asta, cum spuneați puțin mai devreme, când discutam de apă, canalizare și toate aceste lucruri care sunt absolut firești sau ar trebui să fie firești în anul în care trăim, poate ar veni și investitori mai mulți și atunci s-ar crea și locuri de muncă mai multe. Aveți deficiențe din acest punct de vedere al investitorilor în comună? Poate au venit înspre dumneavoastră și au zis, păi nu aveți apă, canalizare, noi am vrea să venim aici, dar acestea ar fi condițiile. Din păcate, tot județul Hunedoara are probleme cu investitorii. Dacă te uiți în județele din jur, nu? Alba, Sibiu, Cluj, Timișoara. Vezi altceva? Eu consider că și investitorii ăștia nu vin direct într-o comună.
Ei trebuie să, știți, vin într-un oraș. Puțin sunt cei care... Vin într-un oraș și din oraș, orașul începe să se extindă. Știți? Din păcate, noi, județul Hunedoara, avem o problemă majoră. Tot județul. Mă întreb pentru că de obicei și aici oamenii vin, primarul, să creeze locuri de muncă, să aducă... Primărie, știți prea bine, da, cred că comuna, aceste comuna lucruri... Comuna are, să zic așa, bun, are 3 hectare de teren la drum auto, care oricând poate să fie folosit pentru o investiție. Dar aveți terenul pe care să-l puneți la dispoziție. Dar știți cum e? Ai un teren și dacă nu ai apa, nu ai gazul, deja lucrurile se complică. Nu e curent tras, poate, în... Un curent e aproape, zonă, să zicem, da, are putere instalată, linia de medie acolo, dar nu asta face totul. De-aia lumea se duce unde găsește... De are toate aceste utilități. Și este eu sper, așa, eu sper de la... Eu sper să văd și județul ăsta, că doar suntem cetățeni ai județului toți, să-l văd mișcând un pic, pentru că, ar domnule, acum avem și legătură la autostradă. De ce numai în Timișoara, sau de ce numai în Arad, sau în Oradea, sau în zona asta înaltă de Cluj, sau Sibiu, sau Sebeș, de ce numai acolo să vină toți și la noi să ne ocolească de parcă n-am fi pe hartă? Nu e o problemă și aia nu pot să o gestionez eu. Sunt un mic pion acolo. Categoric, mai ales că, așa cum spuneați, este o problemă cam în întreg județul acesta locurilor de muncă, al investitorilor care vin să creeze, practic, și locuri de muncă și să creeze un confort și pentru cetățeni. Că acum vedem și aici la Deva, termocentrala Mintia, gata, a fost pusă pe butuci, asta înseamnă că s-au cam îngroșat rândurile șomerilor. Din păcate, sunt unii care au o vârstă destul de înaintată, este greu pentru ei să se reapuce acum de alte meserii și toate aceste lucruri nu cântăresc așa prea mult în mediul acesta în care trăim, din păcate. Și tinerii, pe bună dreptate, aleg să plece în alte orașe sau chiar și în străinătate. Ia câte efectul atât săream de, cel puțin din Uncoi, tinerii care s-au dus la o facultate în orașele mari au rămas acolo. Puțin sau chiar deloc, probabil, sunt cei care au luat calea vestului. De exemplu, fratele meu lucrează în Belgia de 10 ani, are cetățenie și nu mai vine. Fiica mea pleacă la Politehnică anul 2, anul trecut a făcut online, sunt convins că și va găsi un job acolo, în Timișoara sau în Cluj. Și iată, un exemplu, exemple apropiate dumneavoastră și e, cred că dacă ați putea să faceți, ați face mai mult, păi, chiar uită, și pentru ei. Mă uită, dacă, nu, numai de la mine, din familie, suntem doi frați și ne vedem foarte rar pentru că unul, eu zic că orice, în fiecare familie, cred că din județul ăsta există un apropiat, un frate, un neam, cineva care e plecat afară sau e plecat într-un alt oraș mai mare. Vedem. Așa e, ăsta e adevărul. Nu are rost să-l ascundem. Da, și lucrurile parcă se degradează așa tot mai mult în ultima perioadă. Vorbim și de turism, că ne poate salva. Este printre singurele modalități în care putem să ne revenim noi ca județ, dar nu știu dacă poate dumneavoastră simțiți că se face ceva. Pe și din acest punct de vedere. Acum, vis-a-vis de turism, chiar acum a fost, am avut o problemă care cred că s-a remediat. De exemplu, în Uncoiul de Jos a fost inclus acum câțiva ani, am fost eu la București și am documentat o istorie mai veche sau recentă a Uncoiului prin care noi să fim incluși în comunele cu potențial turistic. A venit o lege anul trecut, cred că, în care Uncoiul n-a mai fost inclus și alte comune. De ce? Au fost numai 2-3, pentru că s-a dat o lege pe ordonanță din 2008 și acum s-a revenit. Acum Uncoiul iar este inclus, că am mai făcut un memoriu la minister, iar este inclus între comunele cu potențial turistic. Ce înseamnă potențial turistic? Înseamnă că te ajută destul de bine la un proiect pe care vrei să-l depui pe o pensiune, pe o agropensiune, pe temirce. Pentru că noi ar trebui să încurajăm în județul Hunedoara turismul ăsta așa mai de nișă. Pentru că tot mai mulți oameni vor să vină în gospodăria țărănească, mai ales dacă ai și, cum am zis, o infrastructură cât de cât pusă la punct, poți să-i oferi omului să trăiască exact cum trăiești acolo, pentru că foarte mulți am văzut dintre turiștii care se perind așa prin România, mai ales în perioada asta de pandemie,
sunt genurile alea de oameni care unora le place să meargă doar pe Valea Prahovei, unde pensiunea e așa, 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 cu spac, nu știu ce. Aglomerație, stai pe ambuteiaj, așa mai departe, dar sunt mulți oameni care ar veni să sunt zonele astea pitorești pe care le avem noi și am putea să încurajăm povestea asta. Și atunci, automat, gospodăria țărănească n-ar mai fi o gospodărie goală. S-ar produce ceva acolo, ar fi un venit pentru gospodăria respectivă. Și dacă fac 5, 10, 15, 20, lucrurile s-ar mișca. Și zona s-ar dezvolta, bineînțeles, pentru că, încă o dată vă spun, de la noi, de la Nucă, nu prea pleacă oameni. La noi vin oameni. Sunt case de vânzare, se cumpără rapid. Sunt terenuri de vânzare, se cumpără, oamenii deci, vin. Din acest punct de vedere se mișcă lucrurile. Se mișcă lucrurile. Sunt oameni interesați de a se muta în această zonă. Sunt și vin. Și e foarte bine că vin. Și nu numai la Nucoi, vin și în Blăjeni, vin și în Burzești și în toate zonele astea. În localități mai izolate, practic. Ar trebui să găsim o variantă să încurajăm cumva un alt gen de turist decât ăla cu care ne-am întâlnit noi, pensiunea toate la fel, același mic dejun, aceeași poveste, același ATV-ul și aceeași... Nu, ar trebui găsit o altă variantă, cum sunt și în alte... cum se practică și în alte țări. În alte țări se practică turismul ăsta așa, mai deosebit. Și are un succes răsunător chiar. Da, turismul ăsta de suflet așa, vii la om acasă, petreci cu el ziua, îl ajuți acolo în gospodărie, faci mai ceva. Mai primești și niște bunătăți culinare, pentru că și aici putem ceva. Să exploatăm foarte bine acest domeniu gastronomic. Pentru adică că fiecare Dumnezeu zonă ne-a lăsat are... tot aici. Natura frumoasă, oameni gospodari, gospodării frumoase, pentru că cel puțin un coian e un om harnic, adică nu-și lasă casa să... De când locuiesc acolo și de acolo m-am născut, lumea își întreține gospodăria. Dar trebuie profitat un pic de... Sunt oameni care au reușit să profite de aceste lucruri despre care discutăm acum și au reușit în comuna Lungul de Jos poate să-și amenajeze astfel de... Deocamdată nu stăm foarte bine la chestia asta, dar încercăm să facem și un program în sensul ăsta. Să conștientizăm oamenii că ar putea să profite. Începutul întotdeauna mai greu. Da, dar sunt atât de multe exemple și în județul Hunedoara mai sunt zone în care oamenii au renunțat la turismul clasic, să-i spunem, și au trecut la acest gen de... Eu cred că asta va fi viitorul. Turism. Asta va fi viitorul. Adică tu să faci ceva care să adapteze exact zonei în care stai. Să nu încerci să faci altceva decât... Și nici să nu prea aștepți așa de uga eu, pentru că mulți tot așteaptă să vedem, poate ne ajută cineva, poate ne ajută Consiliul Județean, poate ne ajută primarul, poate ne ajută... Cred că fiecare ar... putea să încerce și așa pe cont propriu să împreună cu ajutorul unor proiecte. Împreună și cu idei puse cap la cap, multe se pot face. Vara aceasta ați avut și o întâlnire cu ministrul Agriculturii, care a fost în vizită în această zonă a dumneavoastră. Virșlii de Podele, renumiții Virșlii de Podele, sau cel puțin așa în zona noastră, că dacă mergem mai în sud sau mai în nordul țării, nu știu cât știu despre acest brand, un produs tradițional. Sunt sau s-au mai făcut pași în această direcție? Deci, Virșlii de Podele e chiar un brand. Proprietarul chiar produce și vinde bine. Și chiar am avut vizita ministrului, care după ce a văzut toată vitrina aia alături de proprietarul respectivului magazinului, de fapt, de acolo. Da. I-a zis, ce e, ăla-i Parizel din ăla? Cum se făcea odată, de la gros, așa. Exact, da, zice, și exact rețeta cum era odată. Și a zis, din ăla vreau să văd cum e. Ministrul a fost încântat de ce a văzut acolo. Poate este un avantaj și pentru zona din care faceți parte, vizita acestui ministru. Este deja un avantaj. Adică faptul că și un ministru calcă ție ca și investitor local și e mulțumit de ceea ce vede, ar trebui să fie, în primul rând, un imbold de a continua și a merge mai departe și a extinde tot ceea ce face.
Avem oarecum un exemplu deja în județul Hunedoara, colegul dumneavoastră, domnul primar al Comunei Peștișul Mic, domnul Dobruschi, a reușit să facă un centru gastronomic local. Da. Exact. Am văzut, mi-a plăcut. Știu, de aceea am și adus în discuție, că știu că ați fost acolo. Vă gândiți, poate să implementați și în partea cealaltă a județului un astfel de program? Pentru că și aici aveți, din punct de vedere culinar, aveți cu ce să ieșiți în față. Ne-am gândit, lucrăm acum la o chestie, dar lăsați-mă să vă spun și în emisiunile viitoare despre... Deci nu ne dezvăluiți astăzi, tot să înțeleg. Totul dintr-o dată, că... Da, așteptăm atunci cu interes să vă mai avem în emisiune și să ne povestiți și despre această parte, pentru că până la urmă și asta înseamnă sprijin pentru oamenii de acolo, pentru comunitate în general, pentru că toate se învârt așa în cerc până la urmă și fiecare are de câștigat. Și comunitatea, pe de o parte, că cu siguranță acei oameni care vor veni vor sta doar o zi acolo, ci poate vor sta mai multe zile, poate vor experimenta mai multe lucruri în mai multe gospodării ale oamenilor și în aceste centre locale gastronomice. Știți cum e? Dacă noi lucrăm la turismul ăsta de suflet, așa, știți cum e? Când îți vine un turist sau necunoscut în zonă și se leagă sufletește de tine, de gospodăria ta, de familia ta, foarte greu îl mai convingi pe omul ăla să nu mai vină vreodată. Adică, când te duci la o pensiune undeva și stai o noapte și plătești acolo cum plătește fiecare... Și nu vezi pe omul ăla de acolo care nicio deschidere de cute, să spună că ai camera cu tare, dormi în camera cu tare, micul dejun începând de la ora până la ora, mulțumesc, plătit, frumos, la revedere, bună ziua și gata. Nu. Asta vrem să încurajăm noi și în toată zona ar trebui să se încurajeze lucrul ăsta. Adică turismul ăla de prietenie, știți? Lumea și plătește omul, dar se și leagă așa o prietenie între ei. Și atunci vine unul, mai vine unul, mai aduce pe 2, 3, 4 și lucrurile încep să meargă. Asta vrem să încurajăm noi. Dar trebuie să găsim și varianta legală, cum s-ar spune, să fie încurajată povestea asta. Pentru asta, probabil că mai trebuie să faceți câteva drumuri la București, să mai aveți câteva întâlniri cu cei de acolo, de la nivel central, și poate să aplece mai mult urechea asupra nevoilor reale ale oamenilor, pe lângă apă, canalizare, gaz și toate aceste lucruri. Trebuie să mergem în paralel oarecum cu ele. Altfel, cum să încurajăm familia să nu plece din comună, nu? Oamenii care vor să plece spre un trai mai bun, cum să-i încurajăm dacă nu le oferim ca la tine acasă să poți să trăiești? Ei, nu vei face milioane și milioane, dar vei supraviețui și vei avea un nivel de trai mai bun. Că fiecare își caută un loc mai bun în lumea asta, nu? Și trebuie să ajutați oamenii ca să producă acolo, la ei acasă. Pentru că avem modele din alte țări și știm și am văzut și ne place. Noi de ce nu putem să implementăm? Că doar suntem oameni cu minte, nu? Așa ar părea, că suntem oameni care avem minte, doar că uneori parcă lucrurile la ce ritm avem, adică așa mai pe loc și spre deloc, pare a nu fi uneori... Acum să fim și optimiști, nu? Păi tot optimiști suntem, dar parcă suntem așa trași un pic în lateral, dacă nu chiar în spate uneori, când ne luăm așa avans, un elan din asta cu optimism și ne oprim așa când vedem că realitatea de fapt parcă nu este chiar... Ei, nu trebuie să fim nici, cum să zic eu... negativiști, pentru că, într-adevăr, lucrurile nu merg chiar cum ar trebui să meargă. Suntem realiști, dar eu zic că lucrurile se vor modifica, pentru că vrem, nu vrem, trebuie să ne aliniem unor standarde și nu putem să mai rămânem noi așa de mult în urmă față de alții. Și iarăși revenim la ce se întâmplă la nivel național, că până la urmă cam de acolo se dă ora exactă și în ceea ce privește aceste proiecte pe care le implementați noastră ca primari și... Cine știe, acum rămâne de văzut ce se va întâmpla și după aceste congrese naționale. Că acum, dacă discutăm și de ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, în 25 septembrie vor avea loc alegerile pentru a fi desemnat președintele de partid. Urmează apoi cei de la USR să își aleagă președintele de partid și mai apoi probabil că lucrurile se vor mai așeza așa și la nivelul guvernului și vom ști probabil încotro să ne îndreptăm cât de cât mai bine. Pentru că, spuneam, criză, o criză politică, asta înseamnă practic acum.
Păi bun, dacă guvernul nu se îndreaptă, va primi o palmă. S-a întâmplat întotdeauna așa, nu? Pe noi, primarii, ne interesează ca proiectele să meargă bine. Proiectele pentru dezvoltarea comunităților. În primul și în primul rând. Dacă și vin banii ăștia pe PNRR, pe... Credeți în acest proiect, mă rog, planul național de redresare păi, cred. Și reziliență? De ce să nu cred? De ce pentru să că nu? Au fost foarte multe discuții și pe baza acum, acestui discuții subiect, sunt... că nu a fost unul chiar bine întocmit, poate, pe, aplicat așa pe nevoile reale ale noastre, că a fost trimis înapoi, că a fost așa un proiect mai cu cântec, să spunem. Eu cred că banii vor veni și lucrurile se vor regla. Din punctul meu de vedere, cred că lucrurile se vor regla, pentru că nu se poate altfel. Adică, oricum, între noi și vest e o discrepanță și nu putem să o adâncim. Nu își permite nimeni să o adâncească. Doamne iartă-mă, suntem membri ai comunității europene de atâta timp. Trebuie să ne mișcăm. Și eu cred că ne vom mișca. Vorbeam la începutul emisiunii de aceste proiecte pe fonduri europene care uneori vin așa mai greu în mediul rural. Aveți astfel de proiecte avem, și am pe avut fonduri și avem. Europene? Mai aveți? Asta vreau să întreb și în viitorul apropiat planuri în ceea ce privește accesarea fondurilor păi noi, europene? Da, pentru că noi avem în derulare acum proiecte pe fonduri europene, adică e vorba de 3 cămine culturale pe care trebuie să le reabilităm. Doar documentația merge un pic mai greu, nu ne-am apucat încă efectiv de ca lucru. De obicei, acolo e partea cea mai dificilă, parcă, și cea mai lungă ca perioadă. Contractele sunt semnate, e vorba de 3 cămine de pe care urmează să fie reabilitate din satele Lucrurile de Sus, Tejerel și Podele. Avem un parc care, tot așa, așteptăm ultimul document să vină avizat și să ne apucăm un părculeț în zona primăriei să-l facem. Deci avem proiecte pe fel. Cu loc de joacă pentru copii? Cu loc sau de un joacă parc pentru doar copii? De promenadă? Nu, nu, nu. E o chestie combinată în care se va simți bine și cel vârstnic și copilul. Deci e o chestie care va fi... Și acesta este tot pe fonduri tot, europene? Tot, da. Este prin GAL. Este prin GAL, dar tot fonduri europene sunt. V-a ajutat acest GAL? Dar cum să nu? Am derulat. Am luat utilaj pe GAL. Un utilaj multifuncțional. Facem parc acum. Deci... Aici s-au mișcat bine lucrurile. E dificil să ajungi ca o comunitate nu foarte mare, pentru că nu vă puteți compara cu Hunedoara, cu Deva, este firesc. Este destul de dificil să ajungi la aceste proiecte, la acești bani europeni? Pentru că sunt primari care spun nu pot accesa fonduri guvernamentale, nu pot să accesez fonduri europene, nu pot, că probabil este mai ușor așa. De aceea vă întreb dacă este chiar atât de complicat să ajungi totuși la aceste fonduri europene. Acum depinde, nu poți sau nu vrei. Noi am încercat să încă, cum să zic, întotdeauna e o competiție la noi, la primărie, între noi, ce variante să mai găsim, ce fonduri să mai accesăm, de unde să mai... Noi am accesat cam tot ce s-a putut accesa la nivel de fonduri europene. Am făcut drumuri pe fonduri europene, facem cămine pe fonduri europene. Ia că iluminatul public nu e pe fonduri europene, dar... Tot fonduri sunt, Agenția de Mediu, facem parc pe tot bani europeni. Deci putem, se poate face. Bine, știu și primării și primari care n-au putut accesa pentru că condițiile cerute erau așa, gen faci drumul, dar trebuie să ai gară în... Știți, așa, veșnica poveste. Aici e și vina celor care ne reprezintă la Bruxelles. Păi nu poți să accepti chiar orice. Să stai cu capul așa plecat. Păi de-aia ești acolo, prietene. Asta dacă sunt citite toate cele documente. Se alocă niște sume pentru fiecare țară. Are o particularitate, da? Iată că acum noi ne gândim că deja vine perioada sau momentul digitalizării și a eficienței energetică cu panouri solare și nu știu ce, pentru că Europa așa... Dar ei au drumurile făcute și apa și noi n-am reușit să le facem pe astea. Aici e o vină așa cumulată a mai multor factori de decizie. Credeți că mai reușim să recuperăm nu știu. Atât de repede, poate nu știu. Să ajungă din urmă și canalizarea și asfaltarea drumurilor și toate acestea păi la acum nivelul pe programul de digitalizare și de panouri solare, cum spuneați? Ați văzut că e o sumă considerabilă pentru România. Eu în asta sper. Probabil pentru asta și veni sau va veni.
Păi ca să recuperăm handicapul, nu? Exact ca și cum pățesc cu școală. Eu trebuie să recuperez un an ca să ajung la zi. Să recuperez un an. Noi trebuie să recuperăm câțiva ani buni comunitățile. Și țara, speță, nu? Exact, pentru că toată țara se află în această situație. O ultimă întrebare, pentru că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Sunt comune care au avut probleme din cauza majorării prețurilor a materialelor de construcții pe anumite proiecte. Sunt unele comunități care spuneau că le este destul de dificil să pună din bugetul propriu acea diferență de bani. Păi nu, sunteți da. Sunt în direct. Această situație? Aveți probleme din ceea ce da. Privește poate unele proiecte să fie puse în pericol de a nu fi finalizate din păi această nu, cauză? Da, știu situația. Noi am și trimis la București spre guvern adresele prin care trebuie să fie reactualizate prețurile. Atât la lucrările de drumuri pe care le avem, cât și la lucrările de școală la care lucrăm acum. Deci în toată țara se întâmplă. Deci toate proiectele, practic, pe care le aveți sunt în această situație. Păi gândiți-vă că lemnul s-a dublat, fierul la fel. Deci e o explozie așa. Bine, nu numai în România, că am înțeles că în toată Europa se întâmplă chestia asta. Și aveți nevoie de o reglementare legală, practic, pentru a putea... Păi noi am și trimis hârtiile la București. Cred că toată primăria a făcut la fel. Și deocamdată aveți, sau n-ați primit, așteptăm să dea o hotărâre de guvern. Așteptăm cu toții, pentru că sunt multe proiecte, cum spuneam, cred că fiecare comunitate care a vrut să se dezvolte și a depus astfel de proiecte este în această situație. Așa acum e. Să sperăm că nu vom vedea închise unele lucrări, pentru că trebuie să continuăm. Noi trebuie să vin cu mai multe proiecte acum pentru a recupera, cum spuneați, acești ani care i-am cam pierdut, din păcate. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept să ne dezvăluiți și acele lucruri de care spuneați mai devreme în ceea ce privește proiectele și pentru dezvoltarea pe partea turistică în comuna pe care o reprezentați și poate și alte proiecte pe care sunt convinsă că vor veni în sprijinul comunității, pentru că oamenii trebuie să aibă în primul rând de câștigat și copiii pe care îi aveți în comunitate. Numai oameni. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc și eu. O zi bună tuturor. Doamne ajută! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă, numai bine!